aceeași rețetă. S-ar putea totuși să fie mai dificil în această stagiune a unui sezon într-un format nou, care însă s-ar putea în același timp, nu-i mai puțin adevărat, să o avantajeze, tocmai pentru faptul că se înjumătățesc punctele. Rămâne totuși Steaua la 90 de minute distanță de a face 40 de puncte. Nu este clar cea mai bună formulă pe care o poate folosi Florin Marin. Un șut surprinzător aici. Se întoarce foarte bine și reușește să prindă spațiul porții Amrun într-o fază care nu anunța foarte mult periculozitate pentru defensiva timișoreană. Reține Kirstein cu siguranță, câteodată foarte disciplinat din punct de vedere tactic, mai ales atunci când e vorba de faze fixe. Iată ca aceasta, Belu este cel care trage pe poarta Stelei. O primă ocazie în această partidă. Încearcă roșii albaștri să reacționeze repede. Muniru nu recuperează însă acolo și iată acum Goga pasa pe culoar pentru Elec. Papi este bine plasat, însă respinge la adversar. Bun pressing-ul Timișoarei. Se întoarce Belu, centrează, este blocat. Corner pentru Timișoara. Iată ce înseamnă să ai patru atacanți, dintre care, așa cum spuneam, trebuie să facă faza defensivă. Apoi știu foarte bine cum să continue. Aici Elec, practic, tocmai spuneam, doar face loc în careu, doar trage adversar. Încearcă acum un contraatac timișorenii. Un joc însă întrerupt. Ceva probleme pentru Filip, dacă am văzut bine. Da, este nevoie și de intervenția echipei medicale. Spuneam de întâlnirile directe. Prima în toamna lui 2013, cu cel pe care îl avem în imagine pe bancă. De altfel, Reghe Camfiraș în retur, atunci când Steaua scotea o remiză albă în aprilie 2014 în deplasare. Apoi însă a venit, spuneam, partida tur, un meci câștigat de ACS Poli Timișoara cu 1-0. Să vedem aici ce s-a întâmplat. Cred că îi rămâne piciorul în gazon și nu știu dacă e la gleznă sau la genunchi această accidentare, dar totuși nu e gravă, pentru că totuși calcă Filip. Să vedem dacă va mai risca Laurențiu Reghe Camf cu Filip în teren. Un jucător care s-ar potrivi, s-ar plia campionatului spaniol. Costel Gâlcă îl cunoaște foarte bine și nici n-ar costa extraordinar de mult. Sigur, rămâne o gaură în defensiva Stelei. Intră așadar Tahar, Filip înlocuit. Amrun pasa pe culoar pentru Tate, poziție de șut, Tate pe lângă, însă a curs din nou foarte bine faza Stelei. Își găsește poziție între doi fundași, Melinte și Bocșan. Foarte bună pasa lui Amrun, excelent jocul său. Are ruperi de rid, are portarii. Bine, Timișoara a vrut să facă ceva lăudabil, să promoveze un portar autohton. Să vedem această fază. Tadej pleacă însă din offside și de data aceasta ieșise execuția. Este însă o decizie corectă. Tadej a încercat să revină în joc. Un hands acolo, vom revedea însă această fază. Deocamdată este contraatacul foarte periculos al Timișoarei. Goga, Elec, liber, Goga, acum însă pasează foarte bine Elec.
Goga a întârziat însă momentul pasei. Elec plecase, a trebuit să se oprească. I-a tăiat sprintul Goga cu echipierului său și acum replica Stelei. Adi Popa ține mingea în teren și o preia foarte bine. Doi jucători așteaptă centrarea. Adi Popa, mingea până la urmă respinsă, un dribling previzibil. Stelei, Adi Popa pleacă destul de bine. Fanionul a rămas jos acolo. Adi Popa, un dribling, o centrare deviată. Autogol! Autogol al Timișoarei. Nici măcar n-am observat cine a atins acest balon. Cred că este vorba de Bocșan. Revedem faza. Adi Popa pleacă la limită. Da, este Bocșan la al doilea său meci. Era o curiozitate la începutul acestei partide. Titularizat în defensivă, sigur, nu prea are vina aici. E doar lipsă de experiență și mult ghinion. Muniru, Stanciu, Tahar. Din prima, Tade, bună această combinație, Stanciu în care, Stanciu! Gol! Steaua! Acum nu mai ține nimic de noroc, la această fază, execuție frumoasă a lui Stanciu. Un gol la care participă decisiv Tade. O combinație rapidă care le iese steliștilor, 2-0 după 48 de minute de joc. Frumoasă execuția lui Stanciu, care ajunge la 8 goluri staționale. Revedem faza, Stanciu din prima, Tade din prima, Stanciu din prima și din nou Tade din prima. Cam așa se comentează simplist această fază, care face șahmat apărarea timișoreană. Combinație frumoasă. Și dacă primul gol a fost norocos, acest gol este o realizare a doi jucători, o realizare frumoasă. Asta trebuie să facă un pivot, spuneam și... Și acum Râpă, urcă Râpă în flancul drept, apoi pasează lui Adi Popa, accelerează bine acolo. Adi Popa, minge respinsă de merit, acum centrarea lui Stanciu din prima, Tade, foarte puțin a lipsit să reia spre poartă, faza nu s-a stins, Toșca centrează și el, Melinte, nu, Sarmov ratează acolo intervenția, recuperează Varela. Moment intens în atacul Stelei, Tahar pentru Stanciu. Pleacă Râpă și Stanciu vede foarte bine, Faniolul rămâne jos, Râpă pe poartă! Excelente și evoluțiile lui Râpă. Odată cu această schimbare la Steaua. Aici nu avea cui să-i ceara. Melinte. Un fundaș de altfel sigur în intervenții. Acum însă greșesc Timișorenii. Abrun! Ce ratare! Ce ratare! Parcă s-a pierdut cu firea în momentul finalizării și iată Kirstein. Ce înseamnă experiența? Ce înseamnă să fi jucat în campionate avansate, să spunem. Kirstein îl consolează pe Amrun. Poate și Toșca pentru Muniru. A fost și faultat, însă se lasă foarte bine legea avantajului. Tudor e în dreapta pentru Râpă. Să vedem și continuarea. Centrarea bună! Amrun și apoi Tade! Ce intervenție! A fost plin de lipici Kirstein la această fază. Laurențiu Reghecamp, precum și atacurile de acest gen, Amrun pentru Tudorie, offside. Steaua caută și golul 3, Tudorie va vedea galben pentru că șutează după flerul arbitrului. Parcă multor jucători de la Steaua le-a și revenit pofta de joc și e la limită. E la limită.
Sunt echipe cu programul mai greu. Aici Amrun, gol! Amrun dă lipit de adversar, trage la poartă, minutul 80. Steaua face 3-0. Victorie până la urmă convingătoare a Stelei în fața unei echipe cu care rata incredibil de două ori în partida tur. Stea a avut două bare în acea confruntare, în partida din tur. Spuneam, partidă câștigată de Timișoara cu 1-0 pe final. Aici Amrun se impune excelent în duelul cu Belu și apoi se desprinde de adversar suficient cât să șuteze, însă dintr-o poziție destul de grea, cu un tors oarecum Amrun, talonat în continuare de adversar, reușește să placeze la rădăcina barei. A ieșit între timp Stanciu în locul său, a intrat Rareșenceanu și acolo Curtean vrea să șuteze. Continuă atacul Timișoarei, care caută golul de onoare. Dan Popescu în zona centrală, caută și el șutul. Oh! Ce execuție a lui Popescu! 3-1, măcar Timișoara pleacă cu această bijuterie acasă. Ce execuție prinde Dan Popescu! Se spune că important e să încerci. Unii fotbaliști nu se încumetă să șuteze așa, de teamă să nu lufteze sau să nu se ducă mingea mult prea departe. Un stâng absolut impecabil, mingea plasată în vincul porții lui Niță. Fabuloasă execuție. Melinte, Hernandez, a dispărut și el din joc. O pasă greșită aici a lui Muniru. Bărbuț, în care e Bărbuț, un dribling al lui Bărbuț, însă apoi șutează slab cu stângul. Ce înseamnă să nu-ți poți folosi decât piciorul de bază. Așa se face. Bărbuț reușește foarte bine să ia această minge, să-l ridiculizeze pe Pap. Nota 10 până la aterizare, cum s-ar spune în alte sporturi. Niță iese aici și se ciocnește. A fost însă oricum offside. Și iată, portarul Stelei se resimte. Este offside clar aici. Ridicat fanionul și destul de târziu, pentru că altfel cred că ar fi fost de evitat acest impact între Niță și Popovici. Aici se termină așadar această partidă și se termină și prima parte a sezonului. Stea se impune cu 3-1, face 40 de puncte și termină, spuneam, în forță anul 2015. Ne vom reîntâlni cu Liga 1 la jumătatea lunii februarie. Mădălin Negoiță vă mulțumește pentru atenție. O seară cât mai frumoasă în continuare.